Părintele Arsenie Boca este considerat sfântul Ardealului. Preotul spunea în predicile sale că aproape întreaga omenire își va pierde speranța în lupta care se apropie. Profeția Marelui Duhovnic ar fi fost citată într-o carte adusă de la Muntele Atos. Conform știri fresh 24.ro, în Ian, a spus părintele Arsenie, se găsește descrierea hidrei cu răsuflarea otrăvitoare, care va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina și voința dumnezeiască. Voi trebuie să înfruntați cu înțelepciunea această amenințare și înțelepciunea va fi dată vouă, precum și la mulți alții, pentru a răpune răul. Veți vedea și veți înțelege supărăciunea peste tot în jurul vostru, la serviciu, în magazine, în instituțiile statului, în conducerea lui și mai ales în politică, fericire, ea va intra pe furiș chiar în sânul bisericii, murdărind unele suflete de aici. Aproape că oamenii își vor pierde speranța, doar cei care își vor păstra credința adevărată vor fi salvați și mare va fi atunci slava lui Dumnezeu peste ei. Să știți că mulți vor pleca din țară, dar puțin se vor întoarce. Va veni vremea când ar dori să se întoarcă și nu mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări. Aceasta este una dintre cele mai celebre previziuni făcute de părinte. Acesta a vorbit la mijlocul anilor 80 despre faptul că țara se va confrunta cu o puternică emigrație. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, care este tovarășul de drum al fiecăruia de la naștere până la moarte. Vor cădea și cei aleși, îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă, vă vor cerne, vor pune impozite, taxe și alte îngăduiri, vor lua totul, a mai prezis Arsenie Boca. Poate cea mai înfricoșătoare prevestire a părintelui Arsenie Boca este cea legată de o catastrofă ce va afecta capitala în mod profund. Două soții de preot au povestit că au fost martore la o discuție dintre Arsenie Boca și o femeie din București care îl vizitase. I-a spus acesteia că pe București s-au oat de două ori, referindu-se la bombardamente, iar când se va oa a treia oară, Bucureștiul va fi șters de pe fața pământului, deoarece acolo forfotesc păcatele, relatează știri fresh24.ro.